Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu. Azi, cele mai frumoase 20 de citate de iubire din Biblie. Ce spune Biblia despre dragoste? Ce este dragoste? Când noi oamenii ne gândim la dragoste, e ușor să ne gândim la sentimente bune. Dar dragostea adevărată nu se leagă de simțuri. E vorba despre mult mai mult decât ceea ce simte cineva. Că este vorba despre o dragoste romantică. Un membru al familiei mele, un prieten, un coleg, dragostea este atât de des oferită și primită bazându-se pe ce se primește din asta. Dar ce fac eu când mă costă ceva să iubesc pe cineva? Ce spune Biblia despre dragoste? Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Corinteni 1, 13, 4-8. Când eu pot face toate aceste lucruri în ciuda simțurilor mele, indiferent de ce fac ceilalți, atunci este dragoste. Nu simt dragoste când sunt ispitit la mânie, la nerăbdare, la a-mi căuta propriul, la a crede că e cel mai rău să cedez pentru altcineva. Dar când eu neg aceste simțuri și mă bucur, când sunt îndelung răbdător, când mă smeresc, când îi port pe ceilalți, când îndur totul, asta este dragostea adevărată. Dragostea îți dă viața. Reacțiile naturale și cerințele care sunt parte din natura omenească și nu așteaptă nimic în schimb. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15,13. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ioan 1:4-10. E frumos dacă cineva mă iubește și eu îl iubesc în schimb. Este ușor, dar nu este o conștiență a dragostei. Dumnezeu ne-a iubit înainte ca noi să-L iubim și noi nu am făcut nimic ca să fim meritat această dragoste. Ce se întâmplă dacă cineva s-a comportat urât cu mine? Unde este dragostea mea atunci? Dragostea dă și nu numai celor care sunt buni cu noi. Ea iubește dușmanii ei, ea iubește mai întâi. Și ea nu dispare chiar dacă dragostea nu se răzbună niciodată. Ea suportă totul. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Matei 5:44-45. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Ioan 1:4-20-21. Dragostea noastră pentru Dumnezeu nu este mai mare decât dragostea noastră pentru semenii noștri. Dragostea dumnezeiască nu se schimbă în funcție de situații. Ea este tare ancorată. Tendința e să-ți dorești ca ceilalți să se schimbe. Simțim că este greu să iubim pe unii așa cum sunt și ne-am putea dori ca ei să fie altfel. Aceasta este o dovadă că noi suntem mai ocupați de fericirea și confortul propriu decât de dragostea pentru ceilalți. Ne căutăm propriul. Adevărul este că în loc să sper că ceilalți se vor schimba, trebuie să găsim păcatul în noi înșine și să-l curățim. Interesul propriu, o atitudine, eu știu cel mai bine, orgoliu, încăpățânare și așa mai departe, păcate pe care le găsesc când am de-a face cu ceilalți. Dacă ne curățim de aceste lucruri, putem purta, crede, nădăjdui și suporta totul pentru ceilalți. Noi îi iubim așa cum sunt și putem să ne rugăm pentru ei cu o dragoste dumnezeiască sinceră și cu preocupare pentru ei. Și nu este nicio excepție.
niciun gând că această persoană nu merită asta. Iisus și-a dat viața pentru noi, ultima dovadă cât de mult ne-a iubit El și nimeni vreodată nu a meritat asta mai puțin decât noi. A iubi nu înseamnă a fi de acord cu păcatul celuilalt sau a spune că tot ce ei fac este bine, ce ai purta, a se ruga pentru ei, a avea credință pentru ei, a dori ce e cel mai bine pentru ei. Sunt acțiuni în ciuda ceea ce eu simt. Atunci pot să merg de la a avea o reținere naturală pentru cineva către a avea dragoste adevărată. Pentru a-i ajuta și a-i face să se întoarcă, de la a face lucruri care pot fi dăunătoare pentru ei, pot să îndemn, să dau sfaturi sau să-i corectez, dar doar când fac asta dintr-o grijă adevărată pentru ei. Pe oricine întâlnesc va simți o atragere către Hristos prin mine. Dragostea este cea care atrage oamenii. Bunătate, milă, blândețe din inimă, răbdare, înțelegere. Cum poate cineva simți o atragere dacă experiența sa cu mine este nerăbdare, mândrie, impolitețe, ură, așa mai departe? Deci dacă simt că îmi lipsește dragostea dumnezeiască adevărată, pot să mă rog lui Dumnezeu ca El să-mi arate cum primesc mai mult din asta. Trebuie doar să fiu voitor să cedez la voia mea proprie și să mă gândesc la ceilalți înainte de mine. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Corinteni 1:13-13. Iubiți prieteni, vă prezint în continuare cele mai frumoase 20 de citate biblice despre iubire. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Ioan 1:4-18-19. O dragoste mai mare decât aceasta nu poate avea cineva ca să-și pună sufletul pentru prietenii săi. Ioan 15:13. Nimănui cu nimic nu fiți dator decât cu iubirea unuia față de altul. Roman 13:8. Deci nu mai sunt doi, ci unul singur. Așadar omul nu trebuie să despartă ceea ce Dumnezeu a adus la oaltă. Matei 19:6-8. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Corinteni 1:13-13. Cele câteva ore pe care le petrec cu tine valorează cât cele 1000 de ore pe care le petrec fără tine. Cântarea lui Solomon 2:2-3. Unde vei muri, tu voi muri și eu și voi fi îngropată acolo, facă-mi Domnul ce-o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine în afară de moarte. Cartea Rut 1:16. Dragostea vine dintr-o inimă pură, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință sinceră. Timotei 1:1-5. Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Ioan 1:3-18. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Corinteni 1:13-4-8. De fiecare dată când îmi treci prin minte, izbucnesc în exclamații de mulțumire către Dumnezeu. Filipeni 1:3, Apostolul Pavel. Pune-mă ca pe un semn în inima ta, ca pe un semn pe brațul tău. Iubirea este puternică precum moartea și mânia amară precum infernul. Cărbunii ei sunt cărbuni de foc, violente sunt văpăile ei. Solomon, Cântarea Cântărilor.
Și acum acestea trei rămân: credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre acestea este dragostea. Corinteni 1:13-13. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Proverbe 10:12. Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Ioan 13:34-35. Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis Dumnezeu în lume ca prin El viață să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de isfășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi și dragostea Lui în noi este desăvârșită. Din aceasta cunoaștem că rămânem în El și El întru noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Mântuitor al lumii. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Întru aceasta a fost desăvârșită iubirea Lui față de noi, ca să avem îndrăznire în ziua judecății, fiindcă precum este acela, așa suntem și noi în lumea aceasta. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-L iubească. Și această poruncă avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Ioan 1:4-7-21. Îmbrăcați-vă dar ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungată răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-ne altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste, care este legătura desăvârșirii. Coloseni 3:12-14. Curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefățarnică iubire de frați, iubiți-vă unul pe altul din toată inima, cu toată stăruința. Petru 1:22. Iubirea nu face rău aproapelui. Iubirea este deci împlinirea legii. Romani 13:10. Fiți dar următori ai lui Dumnezeu ca niște fii iubiți și umblați într-o iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi prin nos și jertfa lui Dumnezeu într-un miros cu bună mireasmă. Galateni 5:1-2. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pe curând!